Consilierul de stat și ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, l-a găzduit pe omologul său rus, Sergei Lavrov, pentru consultări bilaterale cu privire la ultimele evoluții față de Statele Unite în special și Occident în general. Întâlnirea a avut loc în sudul Chinei. Printre altele, diplomații din Rusia și China au discutat și despre problema nucleară iraniană. Potrivit comunicatului de presă al Ministerului de Externe chinez, se afirmă că, cităm, cele două părți consideră că Statele Unite ar trebui să revină necondiționat la planul comun de acțiune cuprinzător, cât mai curând posibil și să anuleze sancțiunile unilaterale împotriva Iranului. În același timp, au solicitat Iranului să revină în parametrii acordului, subliniind rolul important pe care îl are acest acord în prevenirea proliferării nucleare. Separat, Yang Yi și Sergei Lavrov au discutat de asemenea despre posibilitatea promovării în comun a unei platforme regionale de dialog în domeniul securității cu scopul obținerii, cităm, unui nou consens privind rezolvarea problemelor de securitate ale țărilor din regiune. Situația dificilă determinată de restricțiile de circulație impuse la nivel mondial a trezit un monstru social, violența domestică, arată un studiu al Help and Emergency Response Shelter, făcut public de CBN News. Numărul cazurilor de violență domestică a crescut, un rezultat trist deoarece măsurile menite să protejeze societatea pun în pericol persoanele cele mai vulnerabile, adică femeile și copiii. Acest studiu arată că oamenii sunt forțați să rămână acasă de la servici, copiii nu pot merge la școală și există o neliniște crescută pentru siguranța zilei de mâine. Banii sunt mai puțini, amenințările pandemiei slăbesc rezistența emoțională și se produce dezastrul, violența domestică. Potrivit American Journal of Medicine, cererile de ajutor împotriva violenței domestice au crescut constant de la începutul pandemiei. Departamentele de poliție la nivel național au raportat o creștere a numărului de cazuri de violență domestică. San Antonio a înregistrat o creștere de 18%. Numărul de cazuri din Portland, Oregon, a crescut cu 22%, iar New York City a înregistrat o creștere de 10%. Subiectul este delicat. Multe dintre femei nu au cu cine să vorbească, dar bisericile locale se implică în astfel de cazuri prin grupurile de părtășie. Este nevoie de o ușă deschisă pentru aceste inimi frânte. O nouă inițiativă politică a Partidului Socialist Democrat din Elveția propune eliminarea menționării lui Dumnezeu din preambulul Constituției Elvețiene. Preambulul spune, cităm, în numele lui Dumnezeu cel atotputernic, poporul elvețian și cantoanele din responsabilitate și grijă față de mediul nostru își dau această Constituție. O astfel de declarație, susțin cei ce vor eliminarea menționării lui Dumnezeu, este împotriva neutralității Confederației Elvețiene și se ciocnește cu libertatea religioasă și libertatea de conștiință a necredincioșilor sau adepților religiilor necreștine. Politicienii evangheliți spun că schimbarea preambulului Constituției ar semnaliza că vor o societate fără Dumnezeu care să scape de valorile care au venit odată cu creștinismul. Amintim că Elveția este una dintre țările în care reforma protestantă a avut o influență foarte puternică, cu figuri marcante precum John Calvin și Ulrich Zwingli. Astfel, versurile imnului național, cât și crucea de pe steagul țării, fac aluzie la aceste rădăcini istorice creștine. Partidul Popular Evanghelic a catalogat această acțiune drept absurdă și o încercare de a nega propriile rădăcini și de a rescrie istoria. Mai multe furtuni violente au trecut prin sud-estul Americii săptămâna trecută, stârnind tornade devastatoare care au afectat puternic numeroase cartiere de locuințe, provocând daune masive în 5 state. Președintele Samaritan Spurs, Franklin Graham, a invitat comunitatea creștină la rugăciune pentru situația grea din regiunile afectate. Echipele de voluntari ale Samaritan Spurs s-au deplasat de urgență în zonă pentru a evalua nevoile și a pregăti planurile de ajutor. Voluntarii lucrează din greu, ajutând proprietarii răniți să facă reparațiile necesare de urgență și să îndepărteze resturile. Cu dorința de a aduce din nou bucuria și speranța în inimile zdrobite ale celor care și-au văzut agoniseala de o viață spulberată în câteva clipe. Zona Tuscaloosa din statul Dallas a primit ajutor atât cu materiale de construcții pentru reparații de urgență, cât și cu echipamente necesare în astfel de dezastre. Echipa de consilieri ai Fundației Samaritan Spurs a oferit încurajare și sprijin spiritual victimelor furtunii. Dumnezeu este cu noi în mijlocul necazurilor noastre.